Salutare și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi jucăm, cum vedeți, FIFA 22 din nou, care cu Messi. De data asta jucăm cu Dinamo Kiev și urmează să jucăm în El Clasico. Așa că dacă mai aveți clipul pe viitor, acolo un like, acolo un subscribe, m-a ajutat foarte mult. Acolo un share la prieteni și să activați clopoțelul ăla din dreapta abonării. Deci, hai să dăm la primul meci. După primul meci cu Dinamo Kiev, avem meci cu Real Madrid în El Clasico și va fi primul meu El Clasico ca Messi în această carieră. Cu Atletico Madrid astăzi. Mamă, ce prost am fost aici. Pai, du-te de pai, du-te de pai, du-te de pai. Ia tău de pai, de pai, amintea ta, ia ta. Ia ta. Ce-am făcut? Habar n-am dat din greșeală. În fine, dacă mai aveți clipul de genul, să strângem și noi peste, nu știu, dacă strângem peste 5 like-uri sau peste 10 sau chiar 10 sau ceva de genul, e bine. Mamă, hai că am început bine, rău. Nu știu dacă o să, cred că o să vă arăt un gol super frumos care l-am dat off camera. Ia cap la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap la dreta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Mamă, ne-am distrus. Bine rău, hai. Bun. Bine rău. Ah, am încercat să trec de el, dar deja erau doi în spatele meu și n-aveam cum să trec de doi cu mișcarea aia. Așa, bun. Pasă. Gol. E gol nostru. Este, mă, bine, mă. Bine, mă. Gol. Începem bine. Ok, îmi pare rău pentru consola mea care se aude pe funar ca un aspirator, dar n-am să-i fac, adică sper, cred că se aude, habar n-am. Eu unul aud foarte tare și de-aia zic. Ăla e. Bă, nu pot să trec de nimeni, ce naiba? Sigur că am dat un gol cu Bayer pe live. Uite, nu pot să, încă nu putem trece de chestiile astea, încă nu avem viteza necesară încă să trecem de chestiile astea. Am încercat, am reușit, aparent am reușit o pasă, ok, am crezut că n-am reușit. N-am, ce pasă proastă dată ăla. Aparent am dat golul victoriei până acum, opa, haide pai. De plăcintă. De plăcintă. Mamă, ce gol a dat de plăcintă. Mâncați ești gura ta. Bă, ce gol a dat. Mamă, vincru direct. Deci am făcut două faze bune rău de tot. Mamă, nu, ce scăzi la nu. Trecem frumos de jucători. Ia, bine rău, bine rău, bine rău, bine rău. A, mamă, ce a intrat ăla în mine. Sunt un offside. Acum nu mai sunt. Timpul să-mi dai pasă și mamă. Șutul ăla. Ue, și nu e nici pentru, nu e nici corner. N-are nimic. Bine, am început. Opa. Opa. M-am pe partea asta că mi-e mai ușor pe pat, pentru că sunt drive finger în pana mea. O, bun. Bun, ai că bun dacă e. Ah. N-are nimic. Hai, bine rău. Bine rău. Este, mă. Gol, mă, două goluri, bă, dai, mă, cum sunt prea bun pentru jocul ăsta, uitați-l pe Messi aici, cum există. Rău, bine, rău, hai că, ah, n-are nimic, n-are nimic. Mamă, ce mi-a ăla mingile, frate, dar, na, că ți-am dus și ție. Bun, Messi, că... Bun, haide, bun, continuați, bun, perfect. Trecem, trecem. Mamă, mamă, dădeam 3 goluri să se termina, dădeam hat-trick în Champions League. Hat-trick în Champions League, ai, mă. Și acum e timpul să dai mie pasă. Nu, nu e. Ba, da, e, gol, gol, gol. E gol? Da, mă, e gol, bă. Bă, am dat cu capul, eu fiind Messi de la 1.70 cât are el, mâncați de gura. Bă, ce meci. Ce meci, frate, ce meci. Deci un meci super. Trebuia să las replay-ul să văd și eu cum am dat cu capul. Dar acum lasă. Genul ăsta. Și încă nu pot face unele scheme. Piqué, ia de tu pasă aici. Aole, unde a dat Piqué? Aici, 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 aici.
Aoleo, a luat-o. N-are nimic. Încă existăm. 5-0, frate. Deci am distrus. Deci 5-0. Deci așa. Super meci. Cu faze am dat și un hat-trick. Bine rău. Concentrare maximă cu Real Madrid, pentru că frate, Real Madrid trebuie să... Dinamo Kiev a fost altceva, dar Real Madrid are alt jucător, are alt... are și alt atac. Bun, bine rău, hai. Dacă poate batem cu 4-0. Ignorați chestia aia, nu știu ce am făcut, abar am stat din greșeală pe buton. Aole, mamă. Bun, începem. Ah. Momentan am început prost, dar și meci trecut am început prost și după am dat hat-trick. Deci mamă, frate, dar asta se mă să iau și o minge asta. Am cea mai frică să nu ne bată Benzema. L-am dis pe Benzema. Pasă bună. Putea să ne și mie de pe acolo pasă cu călcâiul. Ce am încercat eu acum de fapt. Da. Momentan. Destul de slab. Karim Benzema. Eram sigur că de la Benzema. Ba nu am dat la Benzema. Pines. Bun, perfect. Hai, dar de ce stai mie? Stai cu capul, Vere. Mamă, n-am să fac. Frate, nu ne... Deci nu știu. Momentan, cu Dinamo Kiev a fost altceva. Că... au fost jucători mai slabi și astea, acum suntem cu Real Madrid, frate, altceva. Hai. Hai mă. Dacă mergea pasa aia, era genială. Jucăm în mijloc momentan, bună pasă. Nu! Era să fie. Bine! Șut frumos. Bine rău. Hai. Trecem. Mamă, dar e cam faul, frate, ăla, nu cred. Aha, zice asta așa și eu. Dar e ofte cât carul. Perfect. Da, mulțumesc. Că aveam și o ocazie, frumos mă duceam acolo pe parte și ba nu e o problemă. Trecem acolo, bine rău. Mamă, n-am putut să trec de jucătorul ăla acolo, nu știu cine era, n-am putut să trec de el. Hai Ter Stegen, ia-o de acolo, fă ceva cu ea. Bine rău Ter Stegen, deci bun. Bravo Ter Stegen. Mama, am gândit-o Ter Stegen acolo, fa. M-a blocat, mă. Mama, 7.1 avem slab, bro, pentru El Clasico. Dar n-are nimic. Bă, frate, nu pot să fac nimic în El Clasico ăsta, mă jur. Karim Benzema. Da, s-a terminat, mă. Cred că ori rămâne așa scorul, ori câștigă Real, v-am zis. Și câștigă Real. Aveam stamina în meciul ăsta. Taci. Mamă. Depai. Recuperăm. Nu, mă, recuperam acolo mingea, era gol. Măcar am dat un hat-trick împotriva lui Dinamo Kiev. Să vedem acum. Bă, aia e, frate. Am încercat să dau acolo pasă, am recuperat mingea. Nu prea am avut stamina, aia e problema. Ok, o să dau la... la ce o să dau? La physical, pentru că e și ăsta important. La defending, la dribbling. La dribbling, ce să dau la dribbling, poziție? Skill move, dacă fac asta, îmi dă skill move. Deci da, trebuie, pentru că îmi dă skill mai mult și aia e.
avem level 10 și mai pot avea un ăsta, hai să zicem ce punem? Ăsta. Așa. Deci momentan avem 74 over. Avem 86 pace, 67 shooting și dribbling 77. V-am spus eu că e ceva genul ăla. Deci cam asta a fost episodul momentan. Sper că v-a plăcut și data viitoare, data asta cu cine jucăm. Voi juca meciurile astea mai neimportante așa, mai astea din nou decât Dinamo Kiev. Cred că o să păstrez meciul cu Bayer. Cred că o să avem meciul cu Bayer și cu Villarreal pentru episodul următor. Și după vom vedea. Deci cam asta a fost episodul, pe care v-a plăcut și ne vedem următorul clip. Vă pup!